Bucuria cea mare, slava, cinstea, precum și bogăția cea mai de preț pe care o poate avea un cuplu este de a avea dragoste unul pentru celălalt. Mai bine este să fiți săraci și să aveți dragoste decât să aveți bogății și să vă lipsească dragostea. Dacă aveți dragoste, l-aveți pe Dumnezeu și dacă l-aveți pe Dumnezeu, nu mai aveți nevoie de nimic altceva, aveți tot ceea ce vă trebuie. Vor urma zile negre și vremuri grele, Generația de acum căreia îi aparținem și noi este o generație pervertită, stricată. E nevoie de multă atenție, de rugăciune continuă, de credință adâncă și de dragoste de plină ca să ne mântuim în vremurile acestea tulburi. Pocăința nu doar că dă iertare de păcatul celui ce a greșit, dar chiar îl transformă din păcătos într-o clipă, într-un om drept, din potrivnic, prieten și caznic al lui Dumnezeu. Ori de câte ori păcătuim, trebuie să facem pocăință adevărată pentru a primi iertare de la Dumnezeu. Toată omenirea trăiește într-o mare confuzie și neorânduială. Pe zi ce trece se scufundă tot mai mult în întuneric și abis. Se scufundă tot mai mult în întuneric și este tot mai debusolată. Unde o să ajungă oare? Acolo unde au ajuns toți păcătoșii și toți cei care au încălcat poruncile lui Dumnezeu. Generația aceasta de acum este vicleană și fățarnică, iar celor vicleni Domnul le trimite pedepse pe măsură pentru a se pocăi. Toate mijlocele de îndreptare pe care pronia dumnezeiască le folosește, războaie, foamete, epidemii cu tremure, revărsări de ape, pentru îndreptarea, pucăința și întoarcerea oamenilor de pe drumul păcatului și al pieirii, pe drumul virtuții și al mântuirii, toate, dar absolut toate, cu foarte puține excepții, și bărbați, și femei, și laici, dar și clerii, și bogați, dar și săraci, și mari, dar și mici, pe toate le disprețuiesc și, precum caii cei nerăvași, galopând, alergă în calea pierzaniei. Preferă păcatul în locul virtuții, pe diavolul în locul lui Hristos, pe deapsa veșnică în locul împărăției veșnice în ceruri. Această stare de plâns se datorează în principal lipsei virtuților și a dragostei cilei adevărate. Păcatul, cel atât de mult urât de Dumnezeu, pe toate le dărâmă, pe toate le face să dispară, pe toate le surpă. Astăzi oamenii nu se mai sfințesc pentru că nu doresc, nu se silesc pe ei înșiși spre tot lucrul bun, nu mai iubesc pe Dumnezeu și cele cerești, nu păzesc poruncile lui. Cauza tuturor acestor lucruri se găsește în noi înșine. Provine din durințele noastre deșarte, din nepăsarea noastră, din puțina credință în Dumnezeu și în cele cerești, din importanța pe care noi o acordăm celor materiale și celor lumești. Membrii acestei generații pervertite și viclene nu mai sunt fiii lui Dumnezeu, ci prin păcatele și lipsa lor de pocăință s-au făcut fiii ai diavolului. Neamul nostru pentru ca să se ridice trebuie mai întâi să renască moral, să înceteze stricarea și paralizarea moravurilor, să înceteze necuvința și faptele păcătoase, să înceteze nedreptatea, lăcomia, împietatea și blasfemia. Deschide și citiți în istoria bisericii și veți vedea că, încă de la facerea lumii, fiecare faptă de neascultare și de încălcare a poruncii lui Dumnezeu a primit pedeapsa cuvenită. Egoismul și mândria constituie cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a dezastrelor naturale, a suferinței din lume și, dintre toate relele și nenorocirile, cea mai mare o reprezintă îndepărtarea arului lui Dumnezeu de la noi. Cultura și știința lipsite de morală, de evlavie și de virtute sunt inutile și chiar vătămătoare. Atunci însă când sunt completate de evlavie și de virtute, atunci dau roade bogate. Și biserica, dar și societatea și cei ce le conduc în zilele noastre dor somnul greu al nepăsării și al trândăviei și dacă ei înșiși nu se trezesc și nu trezesc clerul și poporul la pocăința adâncă, la lucrarea poruncilor lui Dumnezeu a virtuților și a lucrurilor celor bune, vor da seamă la judecată și își vor primi pedepsa. Două lucruri vor opri lumea din drumul către rău și pierzanie, iar acestea sunt pocăința și mânia lui Dumnezeu. Din moment ce pocăința adevărată nu există, rămâne mânia lui Dumnezeu și milostivirea lui pentru noi. Doar când se vor pocăi asemenea ninivitenilor, oamenii vor scăpa de mânia lui Dumnezeu. Vai de păcătosul care nu se va pocăi. Fără sfânta taina mărturisirii și a pocăinței, foarte puțin se vor mântui. Viața noastră întreagă este timp binevenit pentru pocăință și mântuire. Binecuvântat și fericit este cel ce va muri pocăit. Dacă ne vom cerceta pe noi înșine cu grijă și discernământ, vom constata că suntem lipsiți de foarte multe, nu și de păcate că suntem iubitori de noi înșine, de slavă de și artă de a plăcea oamenilor de mândrie ne lipsește pucăința adevărată, de aceea nici nu putem ierta greșelile greșiților noștri. Dacă am avea credință fierbinte, dragoste curată și pocăință adevărată, niciodată nu am păcătui. Oamenii acestei generații, dacă se vor pocăi, se vor mântui. Dacă nu, vor fi pierduți. Dumnezeu să ne dea pocăința adevărată ca să ne mântuim din suferințele trecătoare de aici, dar mai ales de cele viitoare. Să ne revenim, să ne ridicăm, și să ne întoarcem către prea bunul Dumnezeu de care ne-a îndepărtat puținea noastră credință, nepăsarea, via și multele noastre păcate. Să ne tânguim și să ne pucăim pentru păcatele noastre. Viața se scurge cu repeziciune. Cum au trecut 97 de ani, nici nu-mi dau seama. Întreaga viață se scurge într-o oră parcă. Viața veșnică nu se compară cu viața aceasta care la un moment dat se termină. Viața veșnică este veșnică. Acolo nu mai este durere, nu mai sunt nici boli, nici ispite, nici întristări, nici noapte, nici iarnă, nici dogoarea soarelui, nici vreun alt rău. Acolo, în împărăția lui Dumnezeu, toate sunt pline de bucurie, toate sunt cerești, toate veșnice. Acolo nu mai există niciun rău, ci doar cele bune. Fie ca Domnul să ne învrednicească de toate acestea. Să ne îngrijim mai întâi de a ne curăța și vindeca sufletele și nimic nu ne va despărți de dragostea lui Hristos. Hristos nu va lăsa de izbeliște biserica sa, dar și noi să facem ceea ce putem face. Fericiți vor fi aceia care vor rămâne până în ceasul morții credincioși bisericii lui Hristos. Așa cum odinioară în timpul lui Noe, potopul a scufundat pământul și a înnecat tot neamul omenesc în afara dreptului Noe, a familiei sale și a dobitoacelor ce se găseau în chivot, la fel și acum potopul păcatului al decădării morale, al depravării, al necredinței, al lipsei de evlavie, amenință să-i atragă pe toți și să-i scufunde în abisul iadului. Vor fi salvați doar cei care vor alerga la chivotul cel duhovnicesc care este biserica. Sfântul Chiril ne spune: Toți cei care se îndepărtează de biserică și de sfintele taine se fac potrivnici lui Dumnezeu și prietenii diavolului. Cine se găsește în biserică nu se va pierde. Am primit puterea, posibilitatea de a deveni ai lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Damaschin, însă nu vom deveni atât timp când nu ne vom curăța de patim și nu ne vom înveșmânta în mantia virtuții. Oamenii aceștia fățarnici de astăzi au devenit indiferenți, s-au întunecat la suflet, au orbit, au asurzit și au pierdut mințile, s-au făcut precum idolii neamurilor. Vai de lumea aceasta că s-a întinat pământul de răutățile și păcatele celor ce trăiesc în ea. Domnul să ne acopere și să ne apere de vicleșugurile acestor neamuri viclene și să ne învrednicească pe toți prin pocăința adevărată și prin mărturisirea păcatelor de împărăția sa cea veșnică. Iată, mă găsesc în fața morții. Voi însă, cei care veți rămâne mai departe în urmă mea în această lume vicleană, să știți că se vor întâmpla foarte multe rele, dezastre, suferință, dacă oamenii nu se vor pocăi. Fă ceea ce poți face ca tot să afle și să se pocăiască, dar neamul acesta viclean, pervertit și desfrânat, ochi are și nu vede, urechi are și nu aude. Îi ajunge în mânia lui Dumnezeu, iar pocăință tot nu există. Păcatul e orbit și nu mai cer ajutorul lui Dumnezeu. Prin predică trebuie propovăduit adevărul și pocăința. Doar pocăința adevărată și rugăciunea fierbinte către Dumnezeu, către Maica Domnului și către toți sfinții ne va mântui de dreapta mânia lui Dumnezeu. Întoarcerea noastră la Hristos este colacul de salvare pentru acest neam care se primejduiește. O singură speranță ne rămâne dacă vrem să ne salvăm din acest pericol, iar țara noastră să se dăinuiescă. Pocăința,